Vulcanul de pe insula La Palma continuă să erupă și să provoace daune însemnate. Oamenii au fost nevoiți să își părăsească locuințele care au fost distruse de lavă. O singură casă a rămas însă neatinsă de furia vulcanului, iar imaginile fac în conjurul lumii. Sute de locuințe din insula spaniolă La Palma au fost distruse în urma erupției vulcanului. În mod miraculos însă, o singură locuință a putut ține piept lavei care a distrus tot ce a găsit în cale. Este vorba despre o casă din satul El Paraiso, care aparține unui cuplu de pensionari stabiliți în Danemarca. Vestea a ajuns la cei doi bătrânei prin intermediul unui antreprenor care a ajutat la construirea casei. Proprietarii au peste 80 de ani, iar odată cu începerea pandemiei nu au mai vizitat locuința de pe insulă. Cei doi au transmis că sunt de-a dreptul recunoscător pentru că locuința lor este încă în picioare și speră să se poată întoarce acasă cât mai curând. Încă de duminică, vulcanul din Parcul Natural Cumbre Vieja aruncă cenușă, fragmente de rocă și lavă. Până acum, incidentul s-a soldat numai cu pagube materiale, de la plantații de banane până la case distruse în totalitate. Vestea bună este că până la acest moment nu au fost raportate decese sau persoane rănite.